Святой престол с радостью сообщают, что по благодати Божией его святейшество Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, и его святейшество Папа Франциск встретятся 12 февраля сего года. Cu aceste cuvinte a fost anunțat un moment istoric, o premieră în aproape 1000 de ani. Capul Bisericii Catolice și cel al Bisericii Ortodoxe Ruse se vor întâlni pentru prima oară de la Marea Schismă, evenimentul care a împărțit lumea creștină între Est și Vest. O întâlnire care vine după multe încercări eșuate din trecut și după 2 ani de noi negocieri secrete între Vatican și Moscova. Готовившаяся в течение долгого времени встреча предстоятелей Русской Православной и Римско-католической церквей станет первой в истории и ознаменует собой важный этап в отношениях между двумя церквами. Папа Франциск и патриархул Кирилл vor petrece împreună 2 ore și jumătate, nu la Vatican, nici la Moscova și nici măcar în Europa. Întâlnirea istorică va avea loc pe un așa numit teren neutru, adică aeroportul din Havana, Cuba. Asta pentru că înaltul prelat rus e într-o vizită oficială în Cuba, în vreme ce suveranul pontif face o escală la Havana în drumul lui spre Mexic, unde va sta 5 zile. Sempre si è pensato dei luoghi neutri che fossero, diciamo, significativi per le due parti. Ora a Cuba e certamente anche fuori dell'Europa, questa è una interessante, diciamo, aspetto, ma è, diciamo, certamente un crocevia nel mondo di oggi. După o întrevedere privată, cei doi vor semna o declarație comună și vor susține discursuri. Dar, deși întâlnirea liderului lumii catolice și patriarhul celei mai populate biserici ortodoxe are o importanță religioasă extrem de mare, miza politică este și mai mare. Cei doi lideri vor vorbi despre pacea mondială, precum și despre persecutarea creștinilor în Orientul Mijlociu. Dar cele mai sensibile subiecte vor fi, cu siguranță, cele legate de rolul Rusiei în războaiele din Ucraina și Siria. Con viva preoccupazione seguo la drammatica sorte delle popolazioni civili coinvolti nei violenti combattimenti nell'amata Siria e costrette a abbandonare tutto per sfuggire agli orrori della guerra. Mentre faccio appello alla comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo del negoziato le parti in causa. Solo una soluzione politica del conflitto sarà capace di garantire un futuro di riconciliazione e di pace a quel caro e martoriato paese. Într-un interviu pentru Corriere de la Sera, suveranul pontif vorbea despre întâlnirea cu patriarhul Kirill ca despre o șansă de a îmbrățișa din nou pe frații ortodoxi, dar nu numai. Trebuie construite punți, pas cu pas, până se ajunge să fie strânsă mâna celui care se află de cealaltă parte. Punțile sunt durabile și contribuie la pacea în lume. Zidurile nu, acestea trebuie distruse, nu construite. Ele sunt sortite căderii unul după altul. Să ne gândim la cel de la Berlin. Părea etern și a căzut într-o zi. A declarat suveranul pontif, care a vorbit din nou despre războiul mondial pe bucăți cu care ne confruntăm. El a adăugat că Rusia, dar și China pot face mai mult pentru pace. În trecut au existat papi care s-au întâlnit cu patriarhul Constantinopolului, considerat în mod simbolic liderul Bisericii Ortodoxe, dar o întâlnire cu patriarhul Moscovei a fost până acum o misiune imposibilă. O scurtă privire asupra celor două mari personaje ale acestui moment. Primul, Papa Francisc, este primul papă latinoamerican din istorie, primul papă iezuit și primul papă din afara Europei din ultimii 1270 de ani. A devenit suveran pontif tot în urma unei premiere în epoca modernă, demisia lui Benedict al XVI-lea la începutul anului 2013. El a adus un suflu nou în Biserica Catolică pe care și-a exprimat dorința să o reformeze. Fratelli e sorelle, buonasera.
vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Alegerea Papei Francisc pe 13 martie 2013 a marcat mai multe premiere în istoria Bisericii Catolice. Născut în 1936 în Argentina, din părinți imigranți italieni, Francisc este primul papă din America Latină, primul papă iezuit, primul papă din emisfera sudică și primul suveran pontif din afara Europei de după anul 741. Fost tehnician chimist și paznic într-un club de noapte, înainte să se dedice bisericii, Jorge Mario Bergoglio a adus la Vatican aer proaspăt de reformă. Francisc este un alt fel de papă. De o modestie remarcabilă, a ales să stea la Vatican într-un apartament pentru musafiri și nu în luxoasa reședință papală. De când a fost ales, a militat pentru nevoiași și pentru cei afectați de conflicte. În nenumărate rânduri, suveranul pontif s-a arătat îngrijorat de problema migrației și felul în care statele europene o abordează. Desidero dunque ribadire il mio convincimento che l'Europa, aiutate dal suo grande patrimonio culturale e religioso, abbia gli strumenti di difendere la centralità della persona umana e per trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l'assistenza e l'accoglienza dei migranti. Nu în ultimul rând, Papa Francisc a făcut apel la înțelegere și cooperare între state pentru oprirea războaielor, a extremismului și a fundamentalismului. E non poche tensioni si sono già affacciate all'orizzonte. Penso soprattutto ai gravi contrasti sorti nella regione del Golfo Persico, come pure al preoccupante esperimento militare condotto nella penisola coreana. Auspico che le contrapposizioni lasciano spazio alla voce della pace e alla buona volontà di cercare intese. D'altra parte, appare sempre più evidente che solamente un'azione politica comune e concordata potrà contribuire ad arginare il dilagare dell'estremismo e del fondamentalismo con i suoi risvolti di matrice terroristica che mietono innumerevoli vittime tanto in Siria e in Libia come in altri paesi quali Iraq e Yemen. Totodată, ideile sale reformatoare par să capete un contur tot mai clar. Papa a spus despre homosexuali că nu sunt păcătoșii lumii. El a creat totuși o controversă după ce s-a întâlnit în timpul vizitei în Statele Unite cu o funcționară de la un oficiu de stare civilă din Kentucky. Femeia a refuzat să oficializeze căsătorii între persoane de același sex și a fost trimisă la închisoare. A fost o întâlnire pe care Vaticanul a încercat să o păstreze secretă. După noi anul de critici, purtătorii de cuvânt ai suveranului pontif au spus că doamna respectivă a făcut parte dintr-un grup de zeci de persoane care s-au văzut cu papa la Washington. Pe de altă parte, suveranul a făcut apel la iertarea femeilor care au făcut avorturi și a promis că va simplifica procedurile de divorț. Și a mai pășit pe un tărâm tabu atunci când le-a spus credincioșilor să nu se mai înmulțească precum iepurii. Alcuni credono che, scusatemi la parola, Some think that, excuse me if I use this word, that in order to be good Catholics, they have to be like rabbits. No. Responsible paternity, that is clear. Paternità responsabile. Papa Francisc insistă ca femeile să aibă un rol mai mare în biserică și a promis că va face lumină în scandalurile de pedofilie. Până acum însă, el nu a reușit să facă mare lucru în această privință, iar cazuri de abuzuri sexuale în sânul bisericii continuă să apară. Nu în ultimul rând, Banca Vaticanului a fost implicată în mai multe scandaluri de spălare de bani. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, un preot, fost angajat al Sfântului Scaun, a fost arestat recent în Italia pentru o fraudă de 30 de milioane de euro. În aproape 3 ani de pontificat, Francisc a vizitat deja 20 de țări.
țări, printre care Cuba, Bolivia, Ecuador, Statele Unite, Brazilia, Israel, Palestina, Franța, Turcia și Filipine. Slujba de la Manila din ianuarie 2015 a adunat peste 6 milioane de oameni și a devenit astfel cel mai mare eveniment papal din istorie. Spre deosebire de Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă nu are un cap. Deci nu Patriarhul Kiril este liderul lumii ortodoxe. Există un titlu simbolic care îi se poate atribui Patriarhului Constantinopolului, Bartolomeu I. Motivul pentru care Patriarhul Moscovei e atât de important și pentru care și întâlnirea cu Papa Francisc contează atât de mult este că Biserica Ortodoxă Rusă are cam 60% din toți credincioși ortodoxi din lume. Liderul, capul tuturor acestor oameni, Patriarhul Kiril, este un personaj deosebit de interesant. Iată. Conduce de fix 7 ani cea mai mare comunitate de creștini ortodoxi din lume. 150 de milioane de oameni dintr-un total de aproximativ 250 de milioane. A impresionat prin iscusința cu care a apropiat Biserica Ortodoxă de stat în mandatele lui Vladimir Putin, dar și pentru felul în care a știut să stabilizeze relația cu Vaticanul. De cealaltă parte, a fost implicat în mai multe scandaluri și a fost acuzat de un stil de viață extravagant. Acesta este pe scurt Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, care poate fi considerat al doilea cel mai puternic rus după Vladimir Putin. Vladimir Mihailovici Gundiaev, căci acesta este numele laic al șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, s-a născut în 1946 la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, de unde e originar și Vladimir Putin. A absolvit cum laude Academia Teologică din oraș în 1970. A urcat în ierarhia bisericii și a fost, pe rând, arhiepiscop și mitropolit de Smolensk și de Kaliningrad. În 1989 a fost numit și președinte al Departamentului de Relații Externe al Bisericii Rusiei. Din această funcție s-a întâlnit cu Papa Benedict al XVI-lea în 2005. I will always be open to dialogue with sister Christian churches. We must work together to promote cooperation between different churches. We must also work to provide support for the younger generation, which is experiencing a decline in moral values. A devenit liderul Bisericii Ortodoxe Ruse la 1 februarie 2009, după moartea Patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei. Și lumea e, în general, de acord că a luat multe măsuri de reformă administrativă a bisericii. Și acum controversele, pentru că nu sunt deloc puține. A fost acuzat de legături strânse cu KGB-ul pe toată perioada sovietică, legături pe care le-a negat. Pe urmă, jurnaliștii ruși l-au acuzat pe Kiril că la mijlocul anilor 90 a făcut o adevărată afacere din privilegiul bisericii de a importa țigări în regim de duty-free. Acest lucru se întâmpla pe vremea când Kiril conducea Departamentul de Relații Externe al Bisericii Rusiei. Coordonat de Kiril, importul de țigări fără taxe vamale a fost atât de profitabil pentru biserică, încât veniturile generate au fost estimate a fi între 1,5 și 4 miliarde de dolari. Așa a primit Kiril porecla de mitropolit al tutunului. Într-un interviu din 2002, prelatul a negat că ar fi beneficiat personal de acești bani și s-a plâns că era victima unei campanii politice. Kiril s-a implicat și în scandalul Pussy Riot, după ce 3 membri ale unei trupe feministe au fost arestate în 2012 pentru că au cântat o melodie anti-Putin într-o catedrală din Moscova. Kiril a spus că tinerele făceau munca lui Satana și că trebuiau pedepsite. Tot în 2012, Patriarhul Moscovei a făcut o declarație despre care s-a vorbit mult și cu uimire în lumea întreagă. Putin este un miracol de la Dumnezeu, spunea liderul ortodox, care i-a criticat pe adversarii președintelui rus. Dar poate cele mai intens mediatizate și controversate declarații ale Patriarhului Kiril sunt cele legate de homosexuali.
Legalizarea căsătoriilor gay este un semn apocaliptic foarte periculos și trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a ne asigura că acest păcat nu va fi niciodată legiferat în Rusia, pentru că ar însemna ca națiunea să pornească pe calea autodistrugerii. Mai nou, a pus și o parte din ascensiunea grupării teroriste Stat Islamic tot pe seama acceptării homosexualității în lumea occidentală, care a devenit o civilizație fără Dumnezeu. Acesta este motivul care îi împinge pe tineri către extremism, a mai spus patriarhul Kiril. Uitați-vă cum au construit occidentalii lumea, o lume fără nimic sfânt în ea. Dar noi vă invităm să construiți o lume a lui Dumnezeu. Și susținătorii ISIS rezonează în fața unui asemenea raționament. Acesta este motivul pentru care își sacrifică viața. Devii un luptător al califatului islamic. Dar ce e un califat? Este o societate construită în jurul credinței și a lui Dumnezeu, în care oamenii se supun unor legi religioase. Nu doar declarațiile, ci și accesoriile patriarhului au fost intens discutate. Un ceas de lux care a dispărut de la mâna lui în niște fotografii oficiale. Iată două fotografii aparent identice. Există o singură diferență, una de 30.000 de dolari. În cea din stânga vedem la mâna patriarhului un ceas Breghe, o dovadă a opulenței care a provocat un val de reacții extrem de critice în toată lumea. Ca să scape de gura lumii, biserica a decis să facă o minune cu ajutorul Photoshop. Ceasul a dispărut în poza din dreapta, dar reflexia lui în masă a rămas, o gafă care nu a făcut decât să înrăutățească situația.